domnilor, bună dimineața, sunt Cristian Foghel din platoul Roman 24, ca de fiecare dată pe rețelele de socializare. Alături de mine astăzi invitat domnul Lucian Micu, desemnat candidat al alianței PSD-PPU pentru funcția de primar al municipiului Roman în alegerile care urmează. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am regăsit! Și vă mulțumesc pentru invitație, în primul rând. Cu cea mai mare plăcere, oricând, după o săptămână tumultoasă politic, nu știu cum treceți prin toate evenimentele astea, schimbarea asta bruscă, șocul ăsta care a fost de trecere de la PNL, partidul care, pot să zic că v-a consacrat pe zona Roman, la partidul total opus. E un șoc pentru toată lumea. Ce s-a întâmplat acolo, de fapt? Și încep direct cu întrebarea directă. Ce s-a întâmplat? Cum? Da, într-adevăr, nu a fost o decizie ușoară pe care am luat-o. Vreau să fac un pic un scurt istoric a tot ceea ce s-a întâmplat și hai să pornim de la motivul de bază. Acel raport ANI, prin care s-a constatat că în 2012-2016 eram și viceprimar și reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal de Urgență Roman. Un raport ANI care a avut la bază, în primul rând, denunțul unei persoane decedate. Denunțul a apărut în anul 2014, iar persoana era decedată din anul 2007. Deci deja o primă problemă. O a doua problemă apare în faptul că acest dosar a stat la ANI 2 ani jumătate. Și aici iarăși un semn de întrebare de ce ar trebui să stea atât de mult un dosar la ANI, și raportul ANI a apărut ulterior validării mele într-un nou mandat de consilier local, respectiv viceprimar al municipiului Roman. Sigur că ulterior am contestat acest raport. Repet, raportul ANI nu spune nimic altceva decât că în perioada 2012-2016 îndeplineam cele două funcții care erau incompatibile. Raportul a fost contestat, am pierdut la Curtea de Apel Bacău, am pierdut și la Înalta Curte de Justiție și toate aceste sentințe, cele două sentințe judecătorești, practic nu spun nimic altceva decât că raportul ANI rămâne definitiv. Și acum încep interpretările juridice. Unu, v-am spus, un mare semn de întrebare este de ce a trebuit să stea 2 ani jumate raportul la ANI până a fi emis. Aș Doi. Putea să glumești și să spun că sunt atâția incompatibili în România încât au avut mult de muncă. Păi, un alt aspect. Dar nu poți să invoci culpa mea pentru că ANI ține 2 ani jumate un dosar. Iarăși un alt aspect, 3 ani au durat judecățile pe la instanțe. Iarăși, ce vină are Lucian Micu că la instanțe se judecă atât de greu? Sigur, eu pot să înțeleg și faptul că instanțele au foarte mult, un volum foarte mare de lucru. Dar nu e culpa, practic, persoanei care se adresează instanții, ci poate e sistemul de așa natură. Mergând mai departe, pe parcursul anilor 2017, 2018, 2019 au apărut mai multe modificări la legea ANI. Una dintre ele prevede, de exemplu, dezincriminează, practic, incompatibilitatea între funcția de primar-viceprimar cu cea de reprezentant în Consiliul de Administrație la școli și la spitale. Practic, o modificare care, în momentul de față, reglementează foarte bine această materie a incompatibilităților și, de asemenea, cea mai importantă modificare și care este aplicabilă în cazul meu este legea 54 de anul trecut, 2019, care are două completări la articolele legii 176. Prima, articolul 25 alineatul 5, care spune că răspunderea, și atenție, spun răspunderea, nu fapta, răspunderea civilă, administrativă și disciplinară se prescrie într-un termen de 3 ani de la data săvârșirii faptei. Ori la mine data săvârșirii faptei era 2012-2016, starea mea de incompatibilitate a încetat la 24 iunie 2016, deci de acolo încep să curgă cei 3 ani. Pe care i-am depășit că suntem deja în 2020. Un alt aspect foarte important este introducerea articolului 90 alineatul 1, indice 1, care spune de asemenea că starea de incompatibilitate încetează în momentul în care i-a sfârșit mandatul
în care ai fost incompatibil. Deci, practic, iarăși stabilește foarte clar și în expunerea nemotivei a inițiatorului legii, spune foarte clar că nu e corect ca un mandat să fie întrerupt într-un alt mandat în care tu n-ai nicio problemă. Și eu, acum, dacă vreți, mă aflu într-un al treilea mandat de primar. Practic, eu în 27 iulie 2017 am fost validat în funcția de primar al municipiului Roman. Și nu e normal ca mandatul de primar să fie întrerupt pentru o chestiune care s-a întâmplat în 2014, când ANI a luat la cunoștință de Dar acest lucru. Tot ANI a publicat alaltă ieri pe site-ul Agenției Naționale de Integritate, numele dumneavoastră, nume, da, prenume și perioada Haideți să vedem și acolo. Eu, dacă ați urmărit cu atenție, în momentul în care ANI a dat comunicatul de presă, și eu am urmărit, am introdus numele meu, nu apărea. Ulterior, la vreo 5 ore, spre după amiază, miraculos a apărut și numele meu. De asemenea, ANI mi-a emis un document în luna iulie a acestui an, prin care îmi spune negru pe alb cu semnătură și ștampilă de la ANI că nu am nicio incompatibilitate și nu am nicio interdicție. Deci nu mai înțeleg. Și atunci, ce să înțeleg? ANI dă și pro-uri, ANI dă și contra, ANI de aceea, singură... De aceea cred eu că în momentul de față este foarte important ca aceste discuții să fie tranșate într-o altă zonă. Sigur, noi ne exprimăm păreri și opinii și vom lăsa ca lucrurile să fie tranșate la instanță. Cum de altfel eu am acceptat întotdeauna deciziile instanțelor, indiferent că mi-au convenit sau nu, nu le-am comentat niciodată și e și normal să fac acest lucru. De destinele unui oraș întreg. Da, dacă vreți, vorbim și de destinele unor oameni. Da, pentru că și nu putem, haideți să spunem altceva. Să știți că în țara asta, pentru că având problema, m-am confruntat și am comunicat cu mai mulți colegi din țară, deci din cei peste 3200 de primari, circa 900 au probleme cu ANI. Și marea majoritate a acestor oameni, exact pe faptul că sunt reprezentanți în Consiliul de Administrație la școli și la spitale. Oriceea ce este o inepție, legea de fapt a și fost modificată în acest sens, dar tot ceea ce s-a întâmplat în urmă nu a fost corectat. Eu acum spun așa, dacă aproape o treime din primari au probleme cu ANI, fie e o problemă a legii și atunci trebuie corectată și într-adevăr au corectat-o, da. Dacă, știți cum e, dacă 50-100 de primari din 3000 și ceva ar avea probleme cu ANI, cu anumite conflicte de interese, da, le poți înțelege. Adică e o zonă pe care o poți înțelege. Dacă o treime au probleme, e clar o problemă de sistem. Trebuie să vă întreb altceva și să o luăm de la bun început, de fapt. În primul rând, starea asta de incompatibilitate, faptul că ați fost atât în Consiliul Local, în Consiliul Municipal, da, cât și în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal de Urgență, trebuie să lămurim o chestiuță. Și aici știu că o să-mi sară oamenii în cap, dar nu e în capăt de țară. Adică tot am auzit, băi, că a luat Lucian Micu milioane de nu știu no, ce. Dar, nici vorba, dar haideți ca să înțelegeți și principiul ăsta. Practic, eu cred că nimeni nu poate reprezenta mai bine o unitate administrativ-teritorială decât conducătorii acesteia. Și pe cine să desemneze Consiliul Local acolo? Să desemneze pe cine? Dar haideți să vorbim de bani, că asta e interesant. Să-l desemneze pe domnul Foghel? Care nu se pricepe la nimic. Păi asta vreau să zic, adică trebuie să fie tot oameni din sistem. Câți bani încasează o persoană aflată în Consiliul de Administrație la spital? No, sumele sunt infime, e vorba, cred că într-un an, cred că 500 și ceva de lei. 500 și ceva de lei. Dar nu discutăm că nu e principiul acesta. Eu doar atâta vreau să menționez foarte clar că acest lucru s-a întâmplat în perioada 2012-2016 și nu are nicio legătură cu mandatul meu de primar din 2017 până în 2020. De altfel, eu am și contestat la instanță ordinul prefectului, pentru că, în mod normal, codul administrativ prevede niște cazuri foarte clare de încetarea mandatului. Și toate aceste cazuri de încetare a mandatului se referă la fapte care se întâmplă în mandat. De exemplu, demisia, da? Păi demisia nu spune că ți-ai dat demisia acum 10 ani din Comitetul de Părinți, ci se referă la demisia din cadrul mandatului. Incapacitatea temporară de lucru.
la fel, nu că ai fost bolnav acum în 7 ani de nu știu ce boală, ci faptul că ești în cadrul mandatului. Schimbarea domiciliului, de exemplu. Da? Faptul că eu mi-am schimbat domiciliul acum 4 ani nu înseamnă că am o problemă în mandatul ăsta. Și exemplele pot continua, dar repet, nu vreau să intru nici prea mult în amănunte pe acest aspect. Vreau doar ca aceste lucruri să fie tranșate de o instanță. M-am adresat lor și rămâne de văzut ceva soluționa instanța. Dar vreau să... Bun, nu doar instanța, ci pe cei care ne urmăresc. Păi nu, e important, pentru că în momentul în care o instanță emite o decizie, la aceea trebuie să ne raportăm cu toții, fie că ne place, fie că nu ne place. Și eu sunt un om care accept deciziile instanțelor judecătorești, fie că mă mulțumesc sau mă nemulțumesc. Revenind mai departe, pentru că cred că subiectul este și interesul este de fapt cu totul altul, cum de-am ajuns dintr-o parte în alta. Și aici vreau să explic foarte clar, noi am avut niște discuții asumate, inclusiv cu președintele Partidului Național Liberal la nivel național, inclusiv cu reprezentanții locali, am avut niște discuții asumate în care mi s-a spus foarte clar că voi fi susținut în depunerea candidaturii și în cazul în care, dacă în urma deciziilor instanțelor judecătorești nu va fi acceptată candidatura, să avem o variantă de rezervă. Un lucru care mi s-a părut foarte ok, foarte corect, l-am acceptat fără rezerve și chiar a și fost propunerea venită din partea mea. Sunt și eu absolut conștient și sunt o persoană destul de cerebrală. Însă, problema cea mai mare a apărut când miraculos, exact cu câteva zile înainte de a-mi depune candidatura, a apărut acel ordin de prefect. Mai mult decât atât, eu sâmbătă trecută trebuia să fiu desemnat de către Comitetul Director Județean ca și candidat al Partidului Național Liberal și cu o seară înainte, vineri, s-a schimbat acest lucru. Într-o primă etapă, la acel comitet director, s-a făcut propunerea ca domnul deputat Leureanu să fie candidatul. Mi s-a părut o propunere foarte bună, pentru că nimeni nu-i contestă meritele domnului deputat Leureanu și ceea ce a făcut ca primar. Am făcut o echipă foarte bună cu domnia sa, atât când i-am fost viceprimar, cât și ulterior cât a fost și cât este și acum deputat. Dar, din păcate, din motive personale, duminică a renunțat la această idee. Sigur că în momentul în care a reapărut din nou disponibilitatea candidaturii, mi-am manifestat intenția de a candida, dar decizia a fost foarte fermă din partea conducerii Partidului Național Liberal că eu nu voi fi desemnat ca și candidat. Și atunci au început, nu neapărat că m-a supărat, e ideea că eu vreau să și cred că mulți romașcani mă cunosc deja. Eu nu sunt omul funcțiilor, nu sunt omul politic. Credeți-mă că eu dacă eram un om politic, n-ajungeam în situația asta. Știam mersul politic, știam ce urmează. Eu sunt un om de administrație. Și pe mine nu mă interesează nimic altceva decât administrația. Au fost 3 ani de primărie în care mi-am sacrificat de multe ori familia. Am fost 24 din 24 în slujba romanului și a romașcanilor. Am comunicat cu sute, poate chiar cu mii de romașcani prin toate mijloacele posibile de comunicare, atât prin rețelele de socializare, cât și în contact direct cu ei. Am fost un primar foarte implicat și am fost prezent la toate lucrările de pe teren, cel puțin câte o dată pe zi. Practic știam în fiecare zonă și ce țeavă se introduce și câte borduri mai avem de pus și ce asfalt mai avem de turnat și așa mai departe. Practic cunosc foarte bine toate realitățile din Roman. Știu foarte bine ce are nevoie Romanul și, în primul rând, are nevoie de continuitate și de ducerea mai departe a proiectelor începute și a celor pe care deja le pregătim. Și pe baza asta ați așteptat să fiți... Și m-am așteptat și era și normal că, din punctul meu de vedere, cred că sunt cea mai pregătită persoană să conduc mai departe municipiul Roman. Sigur că în momentul în care opțiunea Partidului Național a fost foarte clară că eu nu voi fi desemnat ca și candidat. Eu mi-am dorit foarte mult funcția de primar. Am fost întrebat ce îmi doresc altceva, am zis că nu vreau nimic altceva, decât eu vreau să fiu primar la Roman și nimic altceva. Evident, acest lucru neputându-se întâmpla, mi-am făcut calcule. Și am zis, doamne, ok, eu vreau să fiu primar. Ce șanse am să fiu primar?
independent a fost prima opțiune pe care am luat-o în calcul. Însă, fiind de atâta timp în zona aceasta politico-administrativă, am urmărit profilul alegătorilor din Roman. E clar că în momentul de față avem în Roman două partide puternice. Așa e. PNL și, se ridică una și PSD. Momentan eu discut de două partide puternice, PNL și PSD, care au două bazine electorale dedicate, clare. Ok, da. Ca și profil, alegătorul fiecăruia dintre cele două partide automat dă votul candidatului pe care îl promune partidul respectiv. Sigur, există o zonă de simpatie pe care o pot avea într-un partid sau în altul și atunci un 5% aș putea să le iau de la un partid, un 5% de la un partid. Da, sunt estimări, dar undeva, repet, urmărind și profilul voturilor de-a lungul timpului la alegeri locale, că asta e important specificul alegerilor, vorbim de alegeri locale, la care alegeri locale contează foarte mult omul. Da? Dar, oricum, specificul votului este acela. Simpatizantul unui partid dă de regulă votul și candidatului partidului respectiv. Dar ai o zonă de simpatie de unde poți să culegi votul. Și atunci, eu am apreciat cam un 5% de la PNL, un 5% de la PSD, aș putea să iau. Așa cum spunea și dumneavoastră, se mai ridică și alte partide, care și aceleași vor susține candidații proprii. Și rămâne o zonă undeva de 15% care se mai distribuie către ceilalți. Da. Practic, eu făcând un calcul, am zis că eu, ca și candidat independent, mai mult de 15% nu voi putea obține. Pentru că nu am de unde. Dar erau fiind 15% bazinele, numai ai dumneavoastră. Era, hai să spunem, cu tot cu simpatiile pe care le acumulam de la celelalte partide. Ori cu 15% este evident că nu poți să câștigi primăria municipiului Roman și, repet, obiectivul meu și dorința mea foarte mare este aceea de a fi primarul municipiului Roman. Nu am niciun alt obiectiv. N-ați putea să vă puneți cunoștințele în slujba Romanului decât din funcția de primar? Adică, să spunem, consilier local. Eu înțeleg ce vreți să spuneți, dar haideți să... Aceleași cunoștințe, aceleași know-how. Eu am niște exemple de consilieri locali care la un moment dat au ajuns în funcții de execuție și i-am întrebat, cum se vede? Păi nu, din partea asta la alta se vede cu totul altfel. Deci, administrația publică, vă spun eu, nu e atât de simplă precum pare. Funcția de consilier local e o funcție electivă, e o funcție, e o zonă deliberativă, practic executivul, primarul și aparatul de lucru îți pune la dispoziție niște proiecte, le studiezi, le analizezi din punct de vedere al oportunității pentru oraș. Însă, efectiv, partea administrativă, partea executivă o reprezintă primarul și nimeni altcineva. Okay. Și e clar că în momentul în care ai votul romașcanilor, ești cel care trebuie să conduci așa cum trebuie primăria. Și referința tot timpul și a celor din primărie va fi către primar și nici de cum către un consilier local sau altă persoană. De aceea, analizându-mi foarte bine oportunitățile și apărând până la urmă, dacă vreți, dorința celor de la Alianța pentru Roma în 2020 de a mă susține necondiționat pentru candidatură, mi s-a părut o opțiune foarte bună atât pentru mine cât și pentru Roman. Repet, cred că în momentul de față sunt cea mai potrivită persoană să conduc primăria municipiului Roman și de aici mai departe voi propune proiectele pe care vreau să le duc la bun sfârșit, pentru că iarăși e un aspect foarte important pe care vreau să-l înțeleagă romașcanii. Handicapul meu sau regretul meu cel mai mare este că eu nu am reușit să am un mandat întreg. Noi vorbim până acum de un mandat de 3 ani. Așa e. Pentru că am intrat în urma unor alegeri parțiale și atunci în 3 ani e foarte greu să duci la capăt niște proiecte. Pentru că grosul proiectelor europene, spre exemplu, am început să le depun din 2018, pentru că au fost întârzieri foarte mari în lansarea ghidurilor de finanțare. Da. Și atunci, abia din 2018, am putut să-mi fac proiectele, să le depun, iar acum suntem în faza de evaluare a lor. Cele 8 mari proiecte ale Romanului, abia acum sunt în faza de evaluare. Deci, ele vor trebui finalizate până în 2023. De aceea spun că este foarte important să existe o continuitate la primăria municipiului Roman, astfel încât aceste proiecte să fie duse la bun sfârșit. Păi, multă lume spunea, da, domnule, ai început să faci acum că vine campania. Nu, vă spun că foarte multe din lucrările care sunt începute în Roman nici măcar nu se vor finaliza până la sfârșitul alegerilor.
Sunt proiecte care se vor finaliza, unele în octombrie, în noiembrie, în decembrie, altele în primăvara anului viitor, altele vor începe în octombrie, apropo noiembrie, de decembrie. Proiecte, că vorbim de proiecte și proiecte înseamnă de obicei viitor. Povestea cu, probabil că ați văzut emisiunile din presa locală, că anul viitor cei de la Apa Serv se vor apuca de un mare proiect de înlocuirea unor rețele, a unor bucăți de rețea. Haideți și că mai vă departe. Spun eu despre ce e vorba. Da, vă spun eu despre ce este vorba. Este vorba de recuperarea programului POIM. Practic este vorba de acel program european. Apa Servo a avut la un moment dat un contract cu un consultant, Tahal. Proiectul acela, din cauza unor divergențe, probabil de ordin economic, nu știu exact despre ce e vorba și de aici a apărut și supărarea mea față de Apa Serv și dorința mea de a trece la Apa Vital, că nu au reușit să depună în timp util acest proiect la Ministerul Fondurilor Europene. Foarte important în acest proiect, lucrurile pe care eu le-am negociat la vremea respectivă, a fost stația de captare, unde mă interesează modernizarea acestei stații de captare pentru a nu mai avea problemele pe care le-am avut anul trecut, aducțiunea, care iarăși e foarte importantă, și toate coloanele de transport de apă care trebuie reabilitate, pentru că pierderile sunt foarte mari, și sectorizarea. Deci acestea sunt trei lucruri pe care eu le-am cerut de la Apa Serv. Și ele sunt prinse într-adevăr în acest proiect de pe POIM, au reușit să reia licitația și se află în starea de evaluare. Urmează în primul rând să finalizeze proiectul, să-l depună la Ministerul Fondurilor Europene și să fie declarat eligibil. Okay. Abia de atunci începe... Conform declarațiilor directorului, sau cred că era domnul director, uite, eu nu cunosc oamenii. Domnul Iacoban? Domnul Iacoban. E președintele Consiliului de Administrație. Președintele Consiliului de Administrație. Îmi cer scuze să merg cu miel sau cum se face, da? Spune undeva, anul viitor se vor apuca de lucru. Și acum mă gândesc, a întrebat reporterul, redactorul, domnule, dar nu veți intra pe drumuri care anul ăsta au fost făcute, nu, le-au asfaltat, nu, și omul a zis că da. Nu, sunt, trebuie și să... Și mă întreb, nu există comunicare? Deci, domnul președinte al Consiliului de Administrație abia a preluat această funcție. Nu este neapărat într-o zonă executivă, e în zona deliberativă, pentru că este Consiliul de Administrație al Companiei Județene Apa Serv. Într-adevăr, e posibil ca pe anumite zone să fie și astfel de traversări. Dar putem să căutăm soluții ca aceste magistrale să fie introduse fie pe trotuar, fie... Sau, uneori, dacă vor coincide cu drumuri proaspăt asfaltate, asta e, le mai asfaltăm o dată, nu e o problemă. Nu e nicio problemă, e important în primul rând, din punctul meu de vedere, pentru că, vă mai spun ceva, toate aceste proiecte au obligativitatea aducerii carosabilului la stare inițială. Da? Deci, indiferent că vorbim de proiecte de apă, de canalizare și așa mai departe, obligativitatea este de aducerea carosabilului la stare inițială. Dar se știa de lucrările astea, asta spun. Nu se știa, păi atâta timp ce era reziliat contractul, atâta timp ce nu s-a semnat încă contractul de finanțare. Noi nu putem să facem niște gândiri pe niște presupuneri. Noi presupunem că anul viitor se va semna contractul de finanțare. Se știa, adică nu se știe. Aveau dosarele depuse. Nu, stați un pic, că nu, niciun dosar nu este depus. Haideți să le înțelegem lucrurile. În momentul de față, singurul lucru care se face la Compania Județeană Apa Serv este evaluarea ofertelor sau probabil între timp s-a semnat contractul cu consultantul. Dar de la semnarea contractului cu consultantul până la finalizarea proiectului, la depunerea la Ministerul Fondurilor Europene, la semnarea contractului de finanțare. Adică sunt o serie de condiționalități de care nu pot să spui, eu acum nu fac nicio investiție, nu fac nimic în roman, că e posibil peste 4 ani să întâmple nu știu ce. Păi așa, dacă e, cheltuim anul ăsta, eu trag în continuare pe treaba asta, cheltuim anul ăsta niște bani pentru asfaltare, după aia vin băieții, mai aveți mult de asfaltat, că trebuie să ne apucăm de spart. De aici sunt într-adevăr, dacă vrem să intrăm în zona aceasta a ironiilor, sigur că pot exista și astfel de situații. Mai e un aspect iarăși foarte, foarte important. Primarul și primăria, din păcate, nu are în subordine și ceilalți furnizori de utilități. Da?
Deci, da, asta e o iar problemă. Planurile lor de investiții niciodată nu sunt aduse la cunoștința autorităților publice locale. Și atunci primarul ce să facă? Zice, bă, prima dată eu nu vă asfaltez nimic în Roman, nu fac nimic, că s-ar putea să vină băieții ăia cu niște planuri. Da, nu, aveți cumva proiecte, programe? Ia spuneți-mi și mie de câte ori am dat telefoane, oricum nu ai cu cine să vorbești la acești furnizori de utilități și bă, de cele mai multe ori nici ei nu știu ce le va fi aprobat prin planul de investiții. Dar eu vă spun altceva. Nu este aprobat anul ăsta, dar posibil peste 2 ani să facă ceva. Eu tot stau cu străzile neasfaltate sau cu lucrările nefăcute pentru că e posibil să facă. Nu, din punctul meu de vedere nu e asta. Și am mai văzut iarăși programe, doresc să construiască grădinițe, creșe și așa mai departe. Păi, noi avem proiect european de reabilitare a creșei, da? Creșa, nu numai că se reabilitează, își va tripla numărul. Ajungem la 90 de copii care pot fi găzduiți. Păi știe cineva că în momentul de față noi avem anual undeva în jur de 50-55 de solicitări. Dar ce să construiesc creșe noi? Corect. Că nu am solicitări. Adică, haideți să ne adaptăm în funcție de realitățile pe care le avem. Noi de ce am gândit majorarea la 90 de, a numărului de copii pe care putem să-i primim la 90? Pentru că dorim să atragem și din zona metropolitană copiii, pentru că din punct de vedere a locurilor de muncă, Romanul este destul de atractiv. Și atunci și sunt foarte multe da. Și crește în continuare. Și atunci cetățenii din zona metropolitană a Romanului, în special tineri, vor dori să vină la muncă, vin, își lasă copilul la creșă, vin la muncă, termină munca și au copilul de la creșă. Practic vom deschide această creșă și către cei din zona metropolitană. Probabil că e vorba de creșe și din alte zone, că Romanul, așa cum am zis, crește, el se întinde să vii din, bun, nu știu... Din punctul meu de vedere nu este fezabil atâta timp ce ai o creșă cu o capacitate generoasă, să facem alte creșe ca să ce? De asemenea, pentru prima dată după Revoluție, la Roma se va construi o grădință. Vorbim de grădinița din cartierul favorit, a trecut de faza eligibilității administrative, suntem în evaluare tehnico-economică și vom putea genera acolo încă 8 grupe de copii. Ce v-a promis, că presupun că în urma discuțiilor cu domnul Ionel Arsene au apărut și niște promisiuni legate de posibilitatea, în momentul în care el va fi ales, dacă va fi ales președinte de Consiliul Județean și dumneavoastră primar pe Roman, având aceeași culoare politică, presupun că există niște promisiuni de susținerea proiectelor pe Roman. Adică... No, eu nu știu dacă ați observat și în perioada mandatului meu, chiar dacă am fost de pe partide diferite, am avut o relație instituțională foarte bine, foarte bună cu Consiliul Județean și cu președintele Ionel Arsene. Sigur că bună. Nu e foarte bună, pentru că dacă era foarte bună, sumele de bani care veneau de acolo erau mult mai mari. Dar au fost sume de bani care au venit, în special în zona medicală. De asemenea, am avut proiecte europene și avem în continuare proiecte europene comune. Realizarea unui centru de recuperare a persoanelor a copiilor cu handicap, realizarea unor centre sociale și există perspectivele unei colaborări foarte, foarte bune. De asemenea, cunoscându-mă pe mine ca persoană, cât sunt de implicată în derularea de proiecte și atragerea de fonduri europene, sunt convins că, indiferent de culoarea guvernului, indiferent de culoarea județului, voi avea capacitatea să deschid punți de comunicare cu orice factor decident, astfel încât Romanul să nu fie privilegiat, să nu fie nicio clipă prejudiciat din punct de vedere al proiectelor. Și acest lucru cu siguranță nu se va întâmpla, pentru că sunt o persoană foarte deschisă, o persoană care dorește să facă proiecte pentru Roma și nu vom lăsa nicio clipă ca ceva rău să se întâmple Romanului, indiferent, repet, de, pentru că ați văzut și în mandatul ăsta meu de 3 ani. Au fost două guverne. Am lucrat și cu un guvern. Lucrez foarte bine și cu acesta. Vor veni alte guverne, da? Pentru că se va schimba configurația politică la nivelul Parlamentului. Vor fi alte alianțe. Niciodată nu se știe în politică. Ați văzut cine credea vreodată în 2009 că se va face un guvern PDL-PSD. Da. Nimeni niciodată n-ar fi crezut. Dar vedeți că în politică, pentru anumite momente, se pot face anumite alianțe care să
se ducă la o formulă de guvernare stabilă, pentru că acesta este un lucru foarte, deci asta foarte important. Despre asta vorbim aici, la nivelul românului. Nu, nu neapărat. Cu... Nu, eu ce vreau să vă spun în felul următor. Eu nu m-am dus, repet, nu m-am dus nicăieri, nici pentru promisiuni, eu nu am ambiții politice, nu am ambiții de funcții sau de altă natură, eu am o singură ambiție, a mea să demonstrez că activitatea pe care am făcut-o la Roman a fost una foarte bună și vreau să ajung în fața votului romașcanilor. Dacă romașcanii vor considera că am fost un primar bun, că am făcut lucruri bune, să-mi dea votul mai departe. Dacă consideră că nu am făcut lucruri bune, asta e, accept. Dar vreau ca acest lucru să vină din partea romașcanilor și nu din cauza unor tertipuri politice sau administrative. E singura mea dorință, asta am vrut să demonstrez, vreau să trec de această etapă a depunerii candidaturii, de validarea candidaturii și să ajung în fața romașcanilor. Și cred eu că într-o democrație este foarte important ca cel care decide viitorul unei comunități a unei țări să fie alegătorul și nimeni altcineva. Odată cu trecerea noastră la PSD-PPU, la Alianță, și să spun, eu voi merge în continuare pe ideea asta, că veți fi pe aceeași aripă cu Ionel Consiliul Județean. Consiliul Județean, da? Proiectele începute în Român, care în momentul ăsta au o situație incertă, gen varianta Est. Acolo deja am discutat. Haideți să vă spun, pentru că avem... S-a promis, păi nu, chiar am purtat discuții cu domnul președinte Ionel Asene. Din punctul meu de vedere, cred că în acest moment clar prima șansă la câștigarea președinției Consiliului Județean o are Ionel Asene. Are foarte multe proiecte implementate la nivelul județului Neamț. Încă și... n-a început campania, să știți. Eu atâta spun că din punctul meu de vedere are prima șansă la câștigarea Consiliului Județean. De asemenea, cred că am prima șansă la câștigarea primăriei municipiului Roman și în acest tandem putem să avem căi de comunicare care să ducă la continuarea proiectelor pentru Roman. Dacă vreți, vis-a-vis de ocolitoarea Roman-Est, am purtat discuții pe această temă cu domnul președinte și am rămas de acord ca împreună, dar aici trebuie și cu echipele administrative și până când nu voi reveni la primărie, nu voi putea dispune acest lucru, trebuie ca împreună cu echipele administrative să găsim o soluție juridică prin care investiția de la Consiliul Județean se poate realiza pentru această ocolitoare, dar răspunsul său a fost ferm. Da, dorește să reabiliteze acest drum. Asta a spus și acum 6 luni. Da, dar trebuie armonizat din punct de vedere administrativ și a predării documentației. Erați și... primar atunci. Eram primar atunci. Repet, aveați echipa administrativă aveam... și el. Și el. Au fost o serie de demersuri de carte funciară care au trebuit făcute de către primăria municipiului Roman. În ultimele mele zile de mandat până să fiu demis erau aproape finalizate aceste demersuri și de asta spun că până la finalizarea celor demersuri de carte funciară în care să rezulte clar limitele de proprietate și am mai avut nevoie de niște hotărâri de consiliu de la primăriile Sacna și Cordun. Practic au fost etape administrative pe care noi în toată această perioadă le-am făcut. Da. Și atunci, aliniind lucrurile din acest punct de vedere al documentelor de carte funciară, de cadastru, următorul pas este acesta de clarificare a statutului juridic și de predare a drumului. O să vă susțină și în cazul Centrului Multicultural Unirea? Sau acolo nu, acolo este un proiect european. Da, romașcanii care locuiesc în zonă au văzut că deja garajele au început să dispară din zonă. Proiectul este în faza verificării din punct de vedere a eligibilității administrative și noi deja pregătim terenul pentru vizita la fața locului. Practic, deja devine realitate acest proiect. Proiectul a fost depus în anul 2018, așa cum vă spuneam, la Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est. A intrat în evaluare în această vară și una din condițiile semnării contractului de finanțare este că atunci când se vine la fața locului să fie totul clar din punct de vedere a regimului juridic și... Vizita la fața locului înseamnă a celor de
acelor de la ADR, ADR Nord-Est, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est. Și trebuie să vină să vadă că totul e în regulă. Exact, dar până atunci noi deja am făcut demersuri cu proprietarii de garaje și cine va merge în spatele blocului 32 de pe Bulevardul Roman Mușat va vedea deja că mare parte din garaje deja au dispărut din zonă. M-am întâlnit ieri cu o persoană, îmi zice următoarea chestie, apropo de Centrul Multicultural Unire, am zice, mai să fim serioși, gândește-te puțin, din 2000 încoace au fost ani de primărie a domnului Leoreanu, anii de primărie a domnului Micu și nu s-a întâmplat mare lucru acolo. Deci putem să presupunem logic dacă nici de acum acolo nu se întâmplă. Deci e o garanție ceea ce vă spun eu și de aceea dacă vreți regretul meu pe care vi l-am exprimat la începutul emisiunii că nu am reușit să am un mandat întreg. Iar acest an de mandat se regăsește în faptul că anumite proiecte nu ajung încă la maturitate. Să știți că proiectele acestea europene, din momentul în care îl creionez ca și intenție și până când îl vezi ajuns la maturitate, trec 6-7 ani. De aceea și exercițiile financiare europene sunt pe 7 ani. Okay. Deci e foarte important de precizat acest lucru. Și repet, intenția și dorința noastră a fost de la început de reabilitarea acestei clădiri. Am depus proiectul cu finanțare europeană pe această axă 13 care a apărut chiar în anul 2018, iar acest proiect nu prevede doar clădirea în sine, prevede și zona adiacentă. Da? Deci e un proiect integrat. Și apropo de cinematograf, el a fost structurat dintr-o încăpere foarte mare, o sală mare de cinema, în trei săli mai mici, una dedicată, două de fapt dedicate proiecțiilor cinematografice și una în care se vor putea face spectacole de teatru, orchestre și așa mai departe, pentru că au prevăzute și vestiare, unul pentru doamne, unul pentru bărbați. Practic e gândit ca o sală multifuncțională în care se pot întâmpla mai multe lucruri. Și chiar această sală, mă gândeam că la un moment dat să fie dată pentru Teatrul Dan Alexandrescu. Știu că și dumneavoastră sunteți membru în acest teatru. Din păcate, în momentul în care am reabilitat sala de festivități din primărie, eu a trebuit să fac o reparație curentă doar acolo și nu era adaptată nevoilor dumneavoastră, dar în momentul în care am lucrat la proiectul pentru cinematograf, am cerut clar aceste două lucruri. Trebuie să existe un vestiar pentru doamne, unul pentru bărbați, astfel încât și dumneavoastră și chiar și o mică zonă de depozitare unde să poată fi puse decorurile și așa mai departe, pentru că cred eu că aceste săli trebuie date publicului și... E păcat că avem spații, exact. Stau și degeaba. Dar iarăși trebuie să înțelegeți că din momentul în care s-a creionat această idee, 2018, vedeți, suntem în 2020, abia se evaluează, dacă ne ajută Dumnezeu anul ăsta semnăm contract de finanțare, dar efectiv lucrările vor începe din 2021 și obligația este de a fi finalizată în 2023. De aia zic că e foarte important să existe o continuitate la nivelul primăriei municipiului Roman, pentru că aceste 8 proiecte mari, care însumează peste 25 de milioane de euro, trebuie să aibă o punere în practică foarte rapidă. Ori dacă vine cineva nou acum în primărie, până învață circuitul, până învață... Semnătura va fi valabilă. E valabilă semnătura, dar știți cum e? Nimeni nu-și dă semnătura fără să știe ce semnează. Merge pe încredere. Are încredere. Sunt de acord și e foarte bine să aibă încredere, dar sunt anumite etape. Vă spun, administrația publică nu este atât de ușoară pe cât pare. Sigur, mulți spun, vreau să fiu primar, alții își doresc să fie primar. Dar a fi primar e cu totul altceva. Vă spun, e o muncă titanică, e o muncă la care eu m-am angajat și m-am implicat 100%, 24 din 24 am fost doar în slujba primăriei, de foarte multe ori, vă spun, mi-am neglijat familia și de aceea doresc și în continuare să fiu primar al Romanului. Repet, unu, pentru a duce mai departe proiectele acestea, doi, Romanul deja în momentul de față pregătește proiecte pentru exercițiul financiar 2021-2027. Eu sunt și membru în Consiliul de Administrație în Comitetul Director al Asociației Municipiilor din România. Și am fost desemnat reprezentantul Asociației Municipiilor în negocierile cu Comisia Europeană și cu Ministerul Fondurilor Europene pe unul din obiectivele prioritare de pe exercițiu financiar viitor. Vreau să vă spun că de aceea mi-aș dori să merg acolo, să văd cam ce proiecte putem gândi.
printr-o ordonanță de urgență din acest an, deja se dau sume de pe fonduri europene din actualul exercițiu financiar pentru a lucra studii de fezabilitate și proiecte pentru exercițiu financiar viitor. Pentru că una din condițiile pe care noi am pus-o guvernului de la Asociația Municipiilor a fost aceea ca, începând din primăvara anului viitor, deja să lanseze ghidurile de finanțare. Și atunci, dacă eu lucrez încă din acest an studiile de fezabilitate, anul viitor voi fi pregătit să îndepun proiectele. Practic, să nu mai avem această sincopă, pentru că, gândiți-vă, pe exercițiul financiar 2014-2020, noi am avut 5 ani morți. 2014, 2015, 2016, 2017, aproape nu s-a întâmplat nimic și am început să depunem proiecte de la jumătatea lui 2018. Da. Practic, aproape 5 ani în care nu s-a întâmplat nimic cu fondurile europene. Gândiți-vă că toate aceste proiecte depuse în 2018, acum sunt în evaluare și unele în implementare și trebuie finalizate până în 2023. Nu, romanul, cred eu, că nu-și permite riscul să piardă aceste 35 de milioane de euro bani europeni care trebuie să se regăsească. Pare a fi o condiționare chestia asta, la modul că ar trebui să continui eu să... Nu, Doamne ferește, deci încă o dată vă spun, decizia suverană este a romașcanilor. Nimeni nu poate condiționa votul de absolut nimic. Eu doar atât spun că în momentul de față trebuie o persoană responsabilă, o persoană care a demonstrat în acești 3 ani că poate face administrație și care nu va avea timp morți. Pentru că acest lucru, orice persoană nouă care vine acolo și repede pe orice funcție vine, administrația publică, efectiv primăria, e cu totul altceva. Și orice persoană care vine acolo ia un an de zile până învață birourile din primărie, da, și fiecare ce face. Așa ați făcut și dumneavoastră. Nu, eu nu am... Păi da, dar am fost viceprimar. Atenție! Una e să fii viceprimar. Am venit 5 ani de pe postura de viceprimar și ulterior am intrat primar. Da. E un alt lucru. Aveam experiență administrativă, eram din administrație. Dar o persoană care vine din afară. Deci, în teorie, ce îmi spuneți? Că poate n-ar fi o idee chiar așa de rea ca primarul să-l pregătească pe vice, pentru că și primarul nu o să stea o viață întreagă primar. Asta așa este. La fel cum am avut... Să-l crească pe vice. Sunt de acord. Sunt de acord. Și vicele, când va fi primar, să-și... E corect. E foarte corect. Așa. Cum de altfel s-a și întâmplat la Roman. La Roman s-a și întâmplat acest lucru. Care va fi relația dumneavoastră cu Consiliul Local, pentru că în mandatul de primar ați avut majoritatea aia sănătoasă, din 21 de consilieri, aveați în PNL 15, da? No. Și proiectele... La fel vor trece și în viitor. Iarăși, dacă vreți, e unul din calculele pe care eu le-am făcut, dacă mi-aș fi asumat postura de independent, fără un partid în spate care să-ți asigure trecerea proiectelor, este foarte greu. Sunt convins că... Mai devreme. Acele 30%, 30%, deci practic electoratul rămâne același. Da, da, da? Vedeți și că... Veți avea practic 6 consilieri. Se vor face, nu neapărat. Aici vom vedea, pentru că, repet, votul romașcanilor este suveran. Vom ajunge la momentul respectiv să facem campania de așa natură încât Alianța pentru Roman 2020 să aibă un număr cât mai mare de consilieri. Însă este foarte important de apreciat că de-a lungul timpului toate proiectele pe care eu le-am propus consilierilor locali au trecut cu unanimitate de voturi. Ceea ce înseamnă că sunt, da, și nimeni nu se va opune vreodată pentru proiecte de dezvoltare a Romanului. Cred eu că acesta este un lucru foarte important și întotdeauna la nivelul Consiliului Local eu am făcut administrație și nici de cum politică. Același lucru se va întâmpla și în viitor, indiferent de numărul de consilieri locali, sunt convins că vom găsi soluții astfel încât proiectele de dezvoltare a Romanului să ajungă la maturitate și să poată fi duse la îndeplinire. Și nimeni nu se va opune împotriva dezvoltării Romanului. La nivel de, nu știu cum să le spun, orgolii, parcă n-aș spune orgolii, că sună urât, de, nu știu, păreri personale, de preferințe personale, ați dat mâna cu veșnicul de oastă critic în Consiliul Local, domnul Titi Holban. Astăzi colegi. Eu, atenție, nu am niciodată probleme cu
persoane. Sau, sau până la urmă, dacă vreți, nici politici. Da, el a fost un consilier foarte activ, un consilier foarte vocal, așa cum spuneți dumneavoastră, însă întotdeauna când au fost proiecte pentru dezvoltarea romanului, niciodată nu au fost probleme. Acum, eu sunt tare curios. Nu e absolut nicio problemă. Deci încă o dată trebuie să înțelegem cu toții că vorbim de alegerile locale și vorbim de oameni. La alegerile locale, din punctul meu de vedere, cel mai important este omul care să conducă destinele unei comunități, iar declarațiile politice care au loc pe parcursul unui an sunt declarații politice, sunt absolut normale, sunt firești, până la urmă facem politică, nu facem, sau sunt unii care fac politică. Eu repet, eu am făcut prea puțin politică, acum oarecum îmi reproșez acest lucru, pentru că dacă eram și eu mai un om mai aplecat spre politică, poate înțelegeam alte lucruri în ceea ce mi s-a întâmplat mie. Eu personal nu vreau să schimb nimic din omul Lucian Micu. Vreau să rămân același om devotat, același om implicat în activitatea municipiului Roman și doresc continuarea unor proiecte și, de asemenea, așa cum vă spuneam, deja de 3 luni de zile lucrez cu colegii mei la proiecte noi care să fie depuse începând cu anul viitor pe exercițiu financiar 2021-2027. Obiectivul principal al meu este acela de a moderniza romanul, de a continua dezvoltarea romanului și, încă o dată spun, cred că sunt persoana cea mai potrivită să fac acest lucru. Sunt zone în roman, le vedem pe fundal, că le-ați vizitat. Astea sunt imagini din urmă, da? Nu vorbim de neapărat 2020. Nu, sunt lucruri pe care le-am făcut în mandatul meu, 2017-2020. Dacă vreți, prin aceste imagini se văd etapele prin care am trecut până la ajunge asta. Și dacă vreți, sunt foarte multe imagini, de exemplu, din cartierul Petru Rareș, cartierul Ipovenesc, care astăzi este asfaltat aproape în totalitate. Mai avem de asfaltat 450 de metri din strada Nicolae Bălcescu și în rest, întregul cartier are problema rezolvată în ceea ce privește infiltrațiile de apă. A fost un proiect extraordinar de greu și un proiect care, în care m-am implicat foarte mult și am reușit și chiar acum după ce am asfaltat și după am avut acum cred că vreo 2 luni în urmă o ploaie torențială 60 de litri pe metru pătrat și am fost, vă dați seama, prima dată m-am dus în cartier, pentru că eu știam că întotdeauna când erau ploi torențiale, trebuia să fim cu motopompele pregătiți pentru cartierul Ipovenesc. M-am dus în zonă și am rămas plăcut, surprins, să văd că străzile erau asfaltate și fără pic de apă. Sigur, avem câteva probleme pe strada Avram Iancu, trebuie făcute câteva corecturi la nivelul profilului străzii, dar în rest lucrurile stau foarte, foarte bine. Și chiar atunci, după acea ploaie, m-am întâlnit cu o doamnă din cartier și spunea: domnul primar, pentru prima dată după 45 de ani nu m-am apă în beci, domnule. Da. Deci era un etalon acest lucru și de aceea vă spun că a fost o lucrare foarte grea. Noi am preluat de acolo peste 27 de izvoare. Toate acele izvoare încărcau foarte mult pânza freatică, încărcau foarte mult și profilul străzii și din punctul meu de vedere, cred că, bun, lucrările încă nu sunt finalizate, mai trebuie să făcute finisajele, dar grosul problemei am rezolvat-o. Iarăși un alt cartier care a avut nevoie de investiții majore a fost cartierul Nicolae Bălcescu. Da. Aici deja toată partea dreaptă a cartierului este asfaltată, strada Tinosului, strada Mărului, strada Cărămidăriei, fundătura Cânepii, strada Ogniței. Păi zic oamenii că nu sunt extraordinare lucrările. Păi de ce spun oamenii că nu? Că le crește iarbă prin asfalt. Acum eu n-am fost să verific. Păi ia mergeți să vedeți. Nu crește nicio iarbă prin asfalt, nu este adevărat acest lucru. Singurul lucru și singura nemulțumire pe care o au cetățenii de pe strada Mărului, într-adevăr, este faptul că strada Mărului fiind o stradă plată și neavând unde să preluăm apele pluviale, s-a realizat un șanț care are un rol de dren. Și acolo, sigur, în acel șanț crește iarba, dar acum fiecare, dacă e gospodar în fața porții, poate să-și facă. Chiar dacă nu sunt ei gospodari, noi avem echipă de la primărie care intervine și tunde periodic iarba. Repet, nemulțumirea lor este legată de faptul că nu s-a găsit o altă soluție din punct de vedere tehnic pentru preluarea apelor, nici nu există, din păcate, în acest moment.
În rest, toate celelalte străzi nu au absolut nicio problemă, puteți să mergeți să verificați. Și vă spuneam, strada Ogniței, strada Pescarilor, strada Zambilelor și fundătura Urzicii, practic toată partea dreaptă a cartierului Nicolae Bălcescu este deja asfaltată în totalitate și cu infrastructură pietonală. Partea stângă deja se lucrează la pregătirea, e deja pregătit terenul pentru asfaltare pe strada Vișinilor, strada Ciocârliei, strada Zimbrului, strada Narcisilor, strada Cocorului și se pregătește strada Prundului. Practic, aceste străzi vor avea în această toamnă asfalt. Singurele trei străzi din cartierul Bălcescu care vor fi asfaltate anul viitor sunt strada Zebrei, strada Salciei și strada Sărata, care sunt prinse într-un proiect cu finanțare europeană împreună cu modernizarea școlii Carol I, școala 6 din Bălcescu. Dar hai să-i rămurim pe oameni. Astea se vor întâmpla indiferent de rezultatele alegerilor. Bineînțeles că indiferent de rezultatele alegerilor. Sunt proiecte pe care eu le-am realizat, au surse de finanțare și se trebuie vor... să continue. Da, dar cine, știți cum e? Cineva trebuie să stea acolo pe capul constructorilor, că eu eram zilnic pe teren. De aia suntem români. Dacă nu stă cineva cu bățul... Din păcate așa este. Mi-am asumat acest lucru. Am însemnat o uzură fizică pentru mine și psihică în egală măsură foarte mare, însă acest lucru a mai ajutat totuși la ceva. Faptul că eu am fost tot timpul în contact permanent cu constructorul, dar și cu oamenii, am reușit să adaptăm de așa natură proiectul încât să corespundă în proporție de 90% și nevoilor oamenilor din proximitatea lor. Și atunci oamenii într-o proporție destul de mare sunt mulțumiți. Avem o zonă unde există nemulțumiri, dar e și profilul străzii de așa natură. E vorba de strada Ciocârliei, sunt vreo 5-6 case, numerele impare, unde casele sunt mult sub cota străzii și atunci va fi o diferență de nivel între trotuar și case. Acolo, practic, toată zona va fi taluzată din pământ și vom însămânța iarnă. Ca să nu le intre oamenilor apa? Nu neapărat apa, că apa le intra și acum, dacă era problema, e că de la nivelul trotuarilor până la temelia gardului va fi o zonă care va trebui taluzată cu pământ și ulterior însămânțată cu iarnă. Ne-a mai scris cineva ieri pe Facebook și trebuie să ajungem și aproape de finalul emisiunii. Ne-a scris cineva ieri pe Facebook despre... era nemulțumită persoana pentru că de ani de zile nu s-a schimbat nimic în modul de impozitare, zonele de impozitare în oraș. Și alea nici nu se vor schimba vreodată, pentru că sunt condiții prevăzute de codul fiscal și nimeni nu-și poate permite să încalce codul fiscal. Sunt, dar nu ține sunt de norme, primărie? Nu ține de primărie, ține stabilirea acestor zone, dar ești ținut de niște criterii prevăzute în codul fiscal. Da. Iar codul fiscal spune, ai asfalt, ai apă, ai gaz, ai energie electrică, ai apă, ai canalizare, ai lumina public, da, ești în zona 1. Am înțeles. Deci, nu știu cum să ajung să citesc mesajul. Nu, că... dar eu vă spun că știu problema aceasta, am explicat-o de foarte multe ori, indiferent cine va fi primar, criteriile rămân neschimbate. Atâta timp ce îndeplinește aceste criterii de stabilire... Niște condiții care sunt normale, practic, pentru orice... Păi, sunt normale, dar uitați că nu există peste tot. Și deci, atunci nu există... Deci ai apă, ai curent, păi, ai deci, canalizare... Criteriile pentru zonare din punct de vedere fiscal, și atenție, vorbim de o zonare fiscală. Da. Nu contează faptul că unul locuiește în cartierul Bălcescu și unul locuiește în centru, trebuie să fie zone fiscale diferite. Adică dacă eu mă fac pe malul Siretului, dau un exemplu și am toate astea la îndemână, sunt în zona 1. Din punct de vedere fiscal, da. Pentru că îndepliniți criteriile din codul fiscal. Dar n-am un supermarket aproape, n-am poliția, n-am judecătoria. Astea nu sunt criterii prevăzute în codul fiscal. Nu sunt criterii prevăzute în codul fiscal. Repet, nu trebuie luat ca și zonare din punct de vedere fiscal, că vorbim de o zonare fiscală. Și nu vorbim de zonarea din punct de vedere administrativ. Deci asta trebuie să îi lămurească pe oameni. Am primit de mai multe ori întrebarea. Știu, asta. Dar și eu am comunicat foarte mult cu cetățenii și le-am explicat. Zonarea fiscală nu are nicio legătură cu poziționarea geografică. Am înțeles. Da, mulțumesc. Chiar asta e o noutate. Nu că e o noutate, nu știam. Dar tot timpul am explicat-o. Am mers mereu pe ideea că, băi, dacă sunt spre periferie, nu are nicio legătură. E vorba din punct de vedere fiscal, sunt niște criterii pe care trebuie să le îndeplinești. Și automat, iarăși un aspect foarte important, că în momentul de față avem gaz pe aproape toate străzile din Roman, cred că în următoarea lună finalizăm toate lucrările și toate străzile din Roman vor avea gaz, iarăși din momentul în care va exista gaz
pe o anumită stradă, da, se schimbă zona de impozitare. Bun, da, acum, vai de mine, trebuie să întreb chestia asta. Povestea asta cu gazul, asta nu ține de primărie, ține de societatea care produce gazul. Vă contrazic, rețelele mari de transport a gazului pot fi în apanajul primăriei. Practic, primăria vine în sprijinul cetățenilor și aduce gazul în zona limitrofă locuinților. Restul mai departe, într-adevăr, ține de proprietarul de imobil și de compania de gaz pentru realizarea branșamentului. Vai, trebuie să traduc chestia asta cumva și s-ar putea să nu sune chiar bine. Eu pun gaz la mine acasă, plătesc un abonament care nu-i deloc ieftin, sau în fine, nu, e în funcție și de consumul meu, către o societate privată. E normal să plătesc un abonament, corect, e logic. Și în același timp, prin simplu fapt că am un gaz care ar trebui să fie o normalitate peste tot în lume, brusc, zona în care locuiesc devine mai scumpă. Corect. Așa e codul fiscal. Noi nu facem altceva decât să respectăm codul fiscal. Păi atunci, Doamne ferește, să-mi aduceți și apă. Păi... prefer să dau apă. Da, dar vedeți că apa este o rezervă naturală, națională, pardon. Da, și atunci nivelul de trai nu crește, câștigul nu crește, câștigul omului... Da, dar aceasta nu e treaba primarului. Primarul are niște atribuții foarte clar determinate de lege, da? Deci primarul trebuie să aducă la îndemâna cetățenilor săi și să crească calitatea vieții într-o comunitate. Până când tot municipiul devine zonă 1. Da. Aia e maximul, e realizarea maximă a primarului. Dacă reușește să transforme tot municipiul în zona 1, acela e un primar destoinic. Eu am reușit în proporție 95% să-l transform în zona 1. Veniți și cu autobuze electrice, ce se întâmplă aici? Aici e o discuție pe care trebuie să o facem. Pe exercițiul financiar viitor, într-adevăr, putem gândi un astfel de lucru. Am avut un mare impediment în exercițiul financiar actual, pentru că până în 1 decembrie 2017 noi nu am avut transport public la Roman. Transportul public a fost introdus pe 1 decembrie 2017. Nu știam cum va evolua transportul public și era pe final termenul de depunere a finanțărilor pe acest sistem de transport public și din această cauză Romanul a fost nu a putut fi beneficiarul unor finanțări pe mobilitatea urbană. Însă, ce am reușit să facem? Prin ultimul proiect POCA, pe creșterea capacității administrative, am câștigat această finanțare, realizăm planul de mobilitate urbană a municipiului Roman împreună cu studiul de trafic și, atenție, făcut de specialiști, nu cu trotineta, nu cu bicicleta, nu, trebuie niște specialiști. Aceiași specialiști care au... Trebuie să nu. Asta vreau să spun, că făcut de niște specialiști, în adevăratul sens al cuvântului, care au mai făcut proiecte similare în țară și pe care le-au câștigat. Practic, noi, în baza acestui plan de mobilitate urbană, vom putea depune în exercițiul financiar următor proiecte pe mobilitatea urbană. Okay. Și având și transportul public, e clar că putem interveni, chiar dacă nu este o societate a Consiliului Local, se pot accesa sume de bani inclusiv pentru achiziția de mijloace de transport electric. În momentul ăsta suntem în 14, nu? Mai sunt... August. Mai sunt câteva zile până la începerea campaniei electorale. Cum se văd pentru romașcani următorii 4 ani? Din punctul meu de vedere, eu cred că Romanul are o perspectivă foarte bună. Următorii 4 ani vor atrage la Roman peste 45 de milioane de euro din punctul meu de vedere. Unele sunt deja sume certe care deja se desfășoară. Unele sunt aceste proiecte, cele 8 mari proiecte de dezvoltare a Romanului care sunt acum în faza de evaluare și care până în 31 decembrie 2023 trebuie finalizate și, bineînțeles, apar oportunitățile noi, fie din surse guvernamentale, fie de pe nou exercițiu financiar european. Repet, este foarte important să existe o continuitate și o stabilitate la nivelul primăriei municipiului Roman. Este foarte important ca persoana care este acolo să fie de sine stătătoare, să aibă forța și puterea să își asume anumite decizii pentru ca Romanul să continue să se dezvolte, pentru că Romanul, într-adevăr, are o poziție foarte privilegiată. Romanul va avea în curând și o centură de ocolitoare, pentru că suntem deja în faza de realizare a studiului de fezabilitate
pentru loturile 3 și 4 a 7, care prevede și centura de ocolire a municipiului Roman, iar anul viitor ar trebui să aibă loc licitația pentru proiectare tehnică și execuție. O să vă iau unii la întrebări de ce ați refuzat să vină la 7-le mai aproape de noi. Obiectivul municipiului Roman este să aibă o centură de ocolire. Centura de ocolire nu trebuie neapărat să fie. Că dacă vreți, așa avem și acum, da? E foarte simplu, de ce n-am făcut a 7-le să treacă tot pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, că era prin zona noastră. Okay. Obiectivul meu este să o scot cât mai afară pentru a permite atragerea de investiții în zonă. Și atenție, chiar dacă nu sunt investiții care se realizează pe teritoriul Romanului, da, pe mine mă interesează să se realizeze în zona metropolitană a Romanului. Locuri de muncă și romașcanii vor avea locuri de muncă. Va crește puterea de cumpărare a municipiului Roman. Deci, obiectivul meu este să las o arie cât mai largă pentru dezvoltarea de investiții. Sunt studii care arată foarte clar că în perioada următoare, odată cu dezvoltarea proiectelor de infrastructură, investițiile de pe zona de vest, investițiile din Ardeal, deja se mută către Moldova. Și, și studiile arată că zona Romanului este cea mai atractivă din toate punctele de vedere. Și atunci, e clar că trebuie să permitem o zonă în care să se realizeze aceste investiții. În zona de Ardeal, nu e numai criteriul forței de muncă mai ieftine, ci e pur și simplu că în zona de Ardeal nu se mai găsește forță de muncă. Au ajuns acum în anumite localități din Ardeal să aducă forța de muncă de la 90 de kilometri. Noi aici, în zona Romanului, agenții economice aduc de pe o rață de 30 de kilometri forța de muncă. Okay. Și atunci este clar că odată cu dezvoltarea Romanului și aici se vor crea niște perspective a unor locuri de muncă, trebuie să fie centura, din punctul meu de vedere, cât mai neapărat departe, că acum nu putem să spunem că dacă centura e la Secuieni sau la Castelul de Apă, la Săboani, deci cu siguranță vor exista bretele de legătură, dar obiectivul nostru nu este ca din Roman să ieșim imediat în centură. Obiectivul nostru este să degrevăm Romanul de traficul greu, da, traficul care afectează infrastructura din Roman până la urmă, dacă vreți, și acest lucru se poate întâmpla prin această șosea de centură, prin A7 și, bineînțeles, noi să ne vedem mai departe de investițiile noastre pe care le avem la nivel local și să ajung, așa cum a spus dumneavoastră, întregul Roman să fie zona 1 de impostare. Da. Rămâne, avem de vorbit mai multe. Cu siguranță vom mai veni la emisiunea la dumneavoastră și vom mai dezbate aceste proiecte. Acestea fiind spuse, domnule Lucian Micu, vă mulțumesc foarte mult că ați răspuns invitație și la toate întrebările. Vă mulțumesc și eu. Rămâne să ne vedem data viitoare. Până atunci, ca de fiecare dată, toate bune. Mulțumim, la revedere!